Vrem să o invităm pe cea care a luat trofeul Simpatia Publicului și nu are cum să nu-ți placă de această fată, pentru că este muncitoare și super talentată. Cleopatra Stratani este alături de noi. Nero Cleo! Bună, salut! Eu sunt Ivan! Astăzi iar cu geacă. Da, stai să vedem. Aici este pictată. E ceva personalizat, exact. Așa. Ghicești? Pupă-mă! Da, este mai pupă odată. Ne rog, ai primit-o cadou? Da. Sau ai făcut-o la comandă special? Am primit-o cadou de la o creatoare, pot să zic, pentru că este o artistă. Pot să zic cum o cheamă? Da. Adina Pilat o cheamă, este o fată foarte talentată din România. Ea mi-a făcut cadou această gecuță super drăguță și am purtat-o în promovare când am fost cu piesa Pupă-mă. Frumos, draga mea, acesta este trofeul. De fapt, câte trofee ai tu acasă? Le-ai numărat? Am multe. Dacă e să pun și cu cele pe care le-am primit din piesa Ghiță. Da, că sunt totale tale. Totale mele, exact. Și sunt rodul muncii pe care le fac. Păi, 6 recorduri mondiale, triplu disc de diamant, dublu disc de platină, 3 premii MTV. Anul trecut am luat șlagărul anului 2018 pentru debutul anului, Simpatia Publicului anul ăsta, Omul anului 2018, deci avem un sondaj destul de mare. Ai muncă multă în spate și ai premii de apreciere, pentru că asta este foarte, foarte important. Asta este benzina pentru un artist. Da. Să funcționeze mai departe. Ia, haideți să vedem momentul Cleopatrei din cadrul evenimentului muzical din Moldova. Tu te uiți așa, tu n-ai văzut imaginile video de la eveniment? Ba da, sigur că le-am văzut. Așa, se uitam pentru că nu am văzut cadrul larg pe care l-a filmat chiar cei de la eveniment de acolo. Dar tata a stat în față, în zona VIP, și a filmat cu camera tot, absolut, momentul când am ieșit, când mi-am mânat premiul, când am cântat, când mi-am mânat premiul 2 și toată chestia asta. Și iarăși o să le puneți în arhiva voastră de familie. Sigur. E ceva care rămâne acolo și peste ani de zile când te uiți, pur și simplu este o mândrie și o bucurie. Uite, pentru prestația din acest an, iarăși ai făcut și o scenografie. Cu cât timp înainte au început pregătirile pentru show? Păi, undeva cu 2 sau 3 săptămâni înainte, am mers la repetiții regulat, atât la cele cu trupa live, atât și cele de la dans. A fost o premieră pentru mine să dansez. N-am mai dansat până acum nici în general, dar nici pentru o piesă. Adică a fost, cum să zic, 2 în 1, știi? Te simți Beyoncé. Da. Mi-a plăcut foarte mult, eu ador să dansez. Și am găsit momentul potrivit în care să-mi împlinesc pofta și să dansez și mi-a plăcut foarte mult. Aveam un vibe super pozitiv. Când m-am dus la repetiții pentru prima dată și am văzut ce mișcări fac fetele alea, am zis wow. Și mi s-a părut, bine, am știut că nu e ușor, pentru că eu nemai făcând asta înainte, sigur că trebuie muncă concomitent. Dar mi-a ieșit până la urmă și când am ieșit de pe scenă am zis I did it. A făcut-o. Uite, asta este cel mai greu pentru un artist, să se miște și să-și mențină respirația astfel încât să nu gâfâie cântând. Asta este cel mai greu în show-urile cu dans? Sau ce e mai greu? Cred că da, dar nu că m-am abținut, mi-a ieșit. Adică am exersat în primul rând și acasă și la repetiții în general. Am avut mari emoții. Pentru că este normal un artist să aibă emoții și e frumos lucrul ăsta, atât cu dans, și mă gândeam la tot și la toate, absolut, dar totul a mers perfect, așa cum mi-am imaginat să fie. Pentru că de multe ori te gândești la mișcările de dans și uiți versurile, nu. N-ai avut momentul. Nu, am o, cum să zic, memorie. Da, vreau să zic altceva, e direct proporțional totul, știi? Aha.
Deci merge în același timp și mișcări, în momentul în care fac mișcările, zic, aha, trebuie să cânt asta. Aha, tu, asocierea dintre cuvântul din melodie și mișcarea și de mișcarea dans. Și mișcarea de dans. Sigur, am avut anumite părți în care am dansat, în rest doar m-am mișcat așa pe scenă. N-am avut chiar la fiecare cuvânt un pas de dans. Dar e foarte important să poți să le coordonezi. Draga mea, noi am coordonat cu presa din România și ce-am aflat? Aoleu! Ia, adevărat, ia, haideți să vedem ultima știre legată de Cleopatra, precum care există un ghiță, un ghiță de România și se zice că este un băiat celebru. Ia zim! E vorba despre Eduard, dar este un coleg de scenă, nu e, sub nicio formă nu este iubitul meu, n-am, deci nu, este o știre falsă. Da? Suntem împreună pe piesă, cum a zis și el. Suntem foarte buni prieteni, suntem colegi chiar de la început, de când ne-am cunoscut. Am lansat acum, pe 3 decembrie, se face un an de când am lansat piesa Cozonac, prima noastră colaborare. Mai urmează, așa că nu vă gândiți la faptul că suntem împreună sau ceva. Pur și simplu suntem foarte buni prieteni și apreciez foarte mult relația de profesionalism dintre noi. Țin foarte mult la el ca virgulă coleg, ca prieten și cred că asta cel mai mult contează. Exact asta a zis și el. Hai să vedem și reacția lui. Păi, Edi, cu cine te-ai mai combinat? Păi nu m-am combinat, eu m-am combinat. Presa. Ești tu, Cleopatra, spune-mi. Frata, Doamne ferește. Doamne, băi, oameni buni, voi nu aveți ce face? Da, da, suntem împreună, dar pe piesă. Pe piesă. Păi, Edi, cu cine te-ai mai combinat? Exact. Bă, uneori, asemenea, știri se fac doar de dragul apăsărilor, accesărilor. Da. Așa că, dacă o să fie ceva, Cleo singur o să ne spun. Când o să vrea să ne spună, exact. Să ne ocupăm de ce face pe plan muzical, dar de viața ei personală, să mai o avem lăsăm. Timp. Da, chiar mai are timp, chiar te rog să mai ai timp. Că o să mai cânt. O să am cânt, știu. Îți mulțumim foarte mult pentru prezență, bravo pentru acest trofeu. Mulțumesc. E dovada că cei din Moldova și nu doar te iubesc, da. Că te apreciază, le place cum crești, le place ce cânti. Spor la muncă în continuare. Mulțumesc.